Există un personaj pe care americanii, căruia americanii au cedat locul la NATO. A, Joana. Joana. Care a fost prostănac la epoca cât a lui. Fost, corect. A fost cu Mihaela Dragostea. Radu Tudor și-a făcut o cruce acum, dacă s-a uitat. Doamne ferește cum se zice. I-au făcut, l-au făcut de râs, i-au furat alegerile, în fine. Sau apoi a făcut... Rusofil a făcut greșeli în, cu Vanghele, cu, s-a combinat, cu, a făcut niște partide... A dus ceasurile înapoi la DNA, de tot râsul. Scenă absolut ridicolă. Dar omul a stat acolo două mandate. Da. Americanii au dat de două ori, eu cred că este un certificat de încredere. Mm-hmm. Doi, Joana, dacă îl scoți din politica internă, meschină, și îi garantezi sau îi se garantează posibilitatea de a avea această deschidere, Joana funcționează pe extern foarte bine, exact ceea ce lipsește România acum. Eu nu îi trag clopotele lui Joana, dar spun că un astfel de personaj ar putea să intre în catalogul, în carnetul de bal al Americii. Ar putea să le încurce planurile băieților aici. Pe... Eu cred că nu le încurcă, că Joana n-ar, oricât ar spune americanii, Joana e președinte. Uh-huh. Americanii trebuie să spună și să zică, domnul Ciolacu, veniți aici. Veniți puțin. Fără să-l sprijine PSD-ul, ăsta n-are cum să iasă președinte. Normal. O să iasă ceasurile, Vanghelie, Mihaela... îl curăță în două săptămâni presa. Da, da, da. Deci el trebuie să vină, să apară Kamala Harris și să spună: m-aș bucura foarte mult ca Mircea, în care avem încredere, nu știu ce. Joana să facă niște tururi pe la CNN așa, să vorbească în franceză, vorbește impecabil, să vorbească în engleză, vorbește impecabil, și să spună: domne, așa, românii să nu înțeleagă decât că uite, bă, are cravată și vorbește bine engleză. Și PSD-ul să spună: vreți zahăr și ulei? Ăsta e, votați-l pe ăsta. Uh-huh. Și atunci s-ar intra într-o altă... Spun, e un element extern. Nu știu dacă americanii se vor gândi la asta, dacă le va păsa, dacă... Sau poate vor zice, bine, mă, bun, hai punem pe Ciucă, că el e, nu știu ce, semnează contractele, le-a mai semnat, cumpără ce trebuie, Patriot, cu bani înainte, și îl punem pe Joana la externe, de exemplu. Uh-huh. Și așa se poate. Însă, cu o floricică, că nu e chiar o floare, nu se face primăvară. E vorba de a schimba o întreagă garnitură. România deja ar trebui să schimbe garnitura, pentru că sunt niște oportunități pe care ea le ratează. Ratează repornirea industriei de apărare. Ratează industrializarea agriculturii. Ratează explozia irigațiilor. Ratează, investiții uriașe în portul Constanța. Când spun investiții uriașe, sau când spun irigații, sau când spun drum de fier, sau când spun infrastructură, nu mă gândesc la resursele guvernului, nici măcar la acel PNRR. Uh-huh. Sunt bani uriași, fonduri care vor să vină, nu vor bani de la statul român, vor concesiuni pe 30 de ani. Practic te scapă de o grijă. Ți-aduc capitalul, îți fac facilitatea, tu ești redevență pe ea, circul pe ea o folosești, îți extinzi, nu, portofoliul de încasări și așa. Dai drumul la activitatea economică și te dezvolți. Cum face Ungaria? Cum face Polonia? Deci dacă lucrurile rămân așa cu războiul în Ucraina, uh-huh, în 2024 este tranzacționat de acum. Se știe cam de acum ce va fi. Va fi guvernare PNL-PSD. Dacă, nu știu, dacă pe Ciolacul vezi venind la Palatul Victoria la rotativă? El ar putea să... Dacă el ar veni acum la rotativă prim-ministru, el în 2024 ar putea să facă rolul lui Dăncilă și are și frumos din schemă. Am dus partidul la guvernare și mai departe la guvernare. Uh-huh. L-am pus pe Toarșu General Ciucă ministru. S-a rezolvat și cu doctoratele. Băi, e război, trebuie să avem un general. Ca să-i împăcăm pe aia, îl pune și pe Joana la externe. Și toată lumea fericită. E vreo problemă? Ne mai deranjează ceva? Avem nevoie, împrumutăm bani? Și dacă ne spun americani ce să facem, facem. Mă, tot e mai bine decât să ne spună rușii, nu? Și de asta zic, asta și eu mizez pe o atenție sporită a americanilor. Sunt, bă, băieți, uite, bă, cum am făcut cu Japonia. Luați voi Constituția sau asta. Sau cu Corea de Sud. Două pagini. Uitați aici, faceți aia, dezvoltați industria, industrializați agricultura, faceți infrastructură și merge de la sine. Să vedeți ce simplu e făcând lucrurile. Aveți care și voi de furat, au și ăștia de mâncat, toată lumea fericită. Serviciile. Da. Nu mai zic. Acolo unde trebuie. Am, serviciile, vorba peste tema țării. Vorba... N-ai carafil, cred că. De bine, de rău, le merge bine. Adică, n-ai... Bine, e o parafrază, nu azi raportat la servicii, dar... Na.